Bună ziua și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii din Arhiva TVR. Pentru cei care au făcut din dans un mod de viață, acesta este ca un drog. Dansul este totul. De fapt, dansul este în centrul existenței oricărui coreograf, dansator sau balerin. Nu se pot opri să danseze indiferent de vârstă. Iar cel căruia este dedicată ediția de astăzi a emisiunii și-a creat din dans un cel artistic pe care l-a venerat întreaga viață. Nu a ales deliberat dansul, ci mai bine spus, dansul l-a ales pe el pentru că a nimerit dintr-o întâmplare la școala de balet. O întâmplare fericită, am spune noi. În clipa în care m-am dus la școală, mama mi-a spus să am grijă să nu-i spun tatei. Dacă aude că mă fac balerin, cine știe ce mai iese. M-am dus la școală pe blat, ca să folosesc un termen de argou, fără să-i spun tatei. Am început să iau premii și, destul de târziu, a aflat că sunt la școala de balet. Era contabil de meserie. Nu avea prea multe în comun cu arta, cu spectacolul. După aceea, însă, a fost mândru de mine, mărturisește maestrul într-un interviu. A absolvit liceul de coreografie în 1962 și și-a început cariera ca prim balerin la Teatrul Constantin Tănase, iar din 1970 s-a angajat la Teatrul Fantasio, tot ca prim balerin. La vârsta de 26 de ani a primit derogare pentru a fi maestru, iar mai târziu nu a existat spectacol de varietăți în care să nu fi fost prezent la televiziune, în anii 70, arhiva televiziunii fiind cea mai potrivită mărturie. Colaborarea cu Alexandru Bocăneț a fost una fructuoasă pentru ambele părți, emisiunea Gala Lunilor fiind una dintre cele mai îndrăgite din acea perioadă. Promotor al dansului modern, a creat nenumărate coreografii de-a lungul timpului, toate purtându-i amprenta clară, uluitoare, care a impus noi standarde în dans. A fost solicitat să apară și în filme, printre care se numără Detașamentul Concordia, Melodii Melodii, Gloria nu cântă, Alexandra și Infernul, Un August în flăcări, Veronica, Balul de sâmbătă seara. A realizat coreografia pentru Viraj periculos, Eu, tu și Ovidiu, Bună seara domnule Wild, realizat aici în televiziune, Actorul și sălbaticii, Cântecele mării. În 1987 alege calea exilului și se stabilește în Italia, însă dorul de România îl îndeamnă să se întoarcă înapoi imediat după Revoluție. După revenirea în țară, este cooptat de Florin Călinescu și realizează 88 de dansuri și balete în 11 luni, cât face un coreograf întreaga viață, glumește cu umor maestru. Nu cred că trebuie să vă mai spun, dragii mei, că ediția de astăzi va fi dedicată în panș de dans maestrului Cornel Patrick. Cine semeni dumneata? Stau și mă întreb când te întâlnesc. Aș vrea să știu și nu găsesc. Oricât de mult aș căuta. Sunt o fată ca oricare. N-am nimic deosebit. Ochii ca la fiecare. Obișnuit. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's not for us to whisper, buonasera. Without the moon above the Mediterranean Sea. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Une histoire d'amour où chaque jour devient pour nous dernier jour.
tu e eu, sou umbrella, tu e eu, ne plimbam. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi e sono tristi perché non sanno più cos'è l'amore. Notre amour nous ressemble. Merci, merci für die Stunden, chérie. Bonjour, mademoiselle. Voulez-vous danser avec moi? Coop. Voulez-vous promenade? Este o adevărată plăcere și o onoare pentru noi să-l avem astăzi în studioul emisiunii din Arhiva TVR pe maestrul Cornel Patrichi. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Cu plăcere. Am văzut acest prim fragment și nu m-am putut abține să nu remarc cum băteați tactul. Mai dansați? Nu. De ce? Păi, fiecare lucru are o vârstă. Acum, de exemplu, pentru mine a venit vârsta pescuitului. Acum mă duc la pescuit, nu mai dansez. Dar dansul oricum a rămas marea dumneavoastră dragoste. Dacă ne gândim puțin, dacă o luăm cu începutul, atunci când mi-am făcut documentarea, am remarcat cuvântul întâmplare, că ați ajuns la școala de balet printr-o întâmplare. Da, e adevărat. Dar o întâmplare fericită. Ulterior. Cum s-a întâmplat, cu ghilimele de rigoare, această întâmplare? Pentru că, exact ca în exercițiu de dicție, o întâmplare cu tâmplarea de la tâmplărie. Pentru că, într-un fel sau altul, acest lucru a ajuns să vă marcheze toată viața. Cred că eram în 1953 sau 54, nu mai știu minte exact. Era ziua în care murise Stalin. Și împreună cu doi colegi de-ai mei, care stăteam toți în același cartier, în partea, pe vremea se chema strada Ion Frimu, era o stradă care ieșea în Calea Victoriei, acum se cheamă Bulevardul Dacia, toți ăștia trei locuiam acolo și mergând spre casă, am trecut pe la observatorul astronomic. Și pe observator era o fotografie imensă a lui Stalin, îndoliată. Stăteam și ne uitam. Țin să vă aduc aminte că fusesem crescuți cu tătuca Stalin. Așa se spunea, așa eram învățați la școală, știi? Și odată am zis acasă, tătuca Stalin, mi-a dat că în palmă. Și stătea și ne uitam și a venit o doamnă și a spus, eu sunt Leria Nichi Cucu, sunt profesoară la școala de balet. Voi trei sunteți de la Maican, de la școala 18? Da. Ia spune, sunteți pe lista asta și ne-a citit o listă. Eram toți trei pe lista aia. Mă, copii, uite cum ar fi. Eu sunt profesor la școala de coreografie
Și alerg să strâng niște copii care să înceapă să facă dansul. Și dacă ați vrea, uite așa, examenul va fi în septembrie la 1, nu mai țin minte. Țin să vă spun că avem condiții la școală extraordinare. Cei buni dintre voi vor avea o bursă de 375 de lei. Cât însemna, dacă am face așa o paritate astăzi, 375 de lei? Adică erau bani mulți, erau puțini, erau mulți erau... pentru un... Cât e un salariu mare acum în România? Păi, nu știu. Depinde. E, atâta era. Era un salariu mare. Cu o bursă îmi puteam cumpăra un palton și un costum de haine. Cu o singură bursă. Deci era... Erau foarte mulți erau bani. Erau foarte mulți bani, da. Sincer să fiu, când am auzit de 375, am zis... Mă duc acasă, vorbesc cu maică mea și eu mă duc la școala asta. Și, într-adevăr, m-am dus la școală atras de... și de bani. Și așa puțin cochetam cu ideea că sunt la școala de balet, știi? Acolo în cartier le-am zis la aia, bă, eu mă duc la școala de balet, să uitau la ea la mine cam ciudat așa, pentru că totdeauna băieții n-au avut... Nu era un lucru normal ca un băiat să meargă la școala de balet. Pentru o fată era normală, dar pentru un băiat... Ieșați un pic din normalitate. Da, da. Și așa că așa am ajuns la... Dar la... înainte să vă hotărâți pentru școala de balet, când erați copil, ce doreați să deveniți? Așa cum toți copiii doresc, când vor fi mari? Inginer constructor de nave. Da. Asta vroiam. Toată ziua mă jucam, construiam nave, făceam vaporașe, făceam și mă gândeam că o să mă fac constructor de nave. Ați regretat vreodată că nu v-ați făcut inginer constructor de nave? Nu, niciodată. L-am făcut pe Fimiu. Deci iată că, într-un fel, ați predat ștafeta. Da. Cum a reacționat tatăl dumneavoastră când i-ați spus că sunteți la școala de balet? Un an de zile. Un an de zile? Un an de zile nu i-am spus. Și după aia când, chiar mai mult poate. Și după aia când am început eu să fiu așa văzut foarte bine la școală, am făcut în anii puțin mai mari, deci intri în anul întâi, asta înseamnă clasa a patra de cultură generală, în mod normal, deci cam 10 ani. Și așa, în anul 4, încep să particip la spectacolul, la producția de sfârșit de an a școlii. Și prima oară l-am dus pe tecmă la un sfârșit de an din ăsta, în care dansam și eu un pas de deux, nu știu ce dansam. Și i-a plăcut foarte tare, m-am mirat că zic. Dar vă era teamă că s-ar putea să nu mai fie de acord și într-un fel să acest lucru să vă afecteze relația cu el? Nu. Era un tip așa care era un contabil. Un om al cifrelor, nu? Și așa în tot felul lui de a fi, nu m-am gândit de la început, zic, bă, ăsta nu o să fie de acord cu chestia asta mea, știi? E, n-a fost așa, a fost, a ieșit mult mai bine până la urmă. Cum a fost perioada în școala de balet? Pentru că știu că în perioada respectivă școala, cu tot ce presupunea ea, era cu adevărat școală. Nu se făcea rabat de la calitate, nu se făcea rabat de la seriozitate și de la tot ceea ce ține de o anumită conduită pe care... Școala de dans... Viitorul balerin trebuie să o aibă. Pentru un copil, până când încep satisfacțiile, așa, prin anii mai mari, 4, 5, 6, 7, e un chin. În primul rând, că o jumătate de zi ai cultură generală și cealaltă jumătate de zi ai specialitate. Deci, și copilărie când mai ai. Asta e.
Eu făceam cultură generală dimineață, veneam acasă la masă, mâncam și îmi luam lucrurile și plecam la școală să fac orele de balet, nu? Și vedeam pe ea jucându-se în parc, fotbal și așa mai departe. Și îmi cam dădeau lacrimile. Un copil se chinuiește pentru că e chin. Eu am făcut asta și vă spun clar, e chin. Până prin anul 4. Din anul 4 în sus, dacă te îndrăgostești de meseria asta, încep satisfacțiile, încep lucrurile plăcute. Profesorii pe care i-ai avut în primii ani sunt schimbați și vin profesori care încep să îmbine toate chestiile alea dure și ale dansului clasic cu dansul de scenă. Și atunci totul începe să devină plăcut. Dar primii ani sunt cumpliți. Păi cred că acesta a fost și motivul pentru care nu l-ați îndemnat pe fiul dumneavoastră să urmeze aceeași carieră. Nu, nici prin cap, nu mi-a trecut. Era epoca Michael Jackson, el avea vreo 8-9 ani și dansa extraordinar de bine. Dar niciodată nu i-am spus, aș vrea să te faci, eu m-am gândit să și așa mai departe. L-am lăsat să aleagă singur, a ales, s-a făcut inginer informatician. Și gata. Dacă ne întoarcem la perioada dumneavoastră de început în teatru, cum ați ajuns efectiv să dansați la teatru de balet? Eu care terminasem școala și stăteam pe la opera, așa, vreau să intru la operă, să prind un loc acolo. Și seara când normal, terminasem liceu, nu prea aveam eu bani în buzunar, mă duceam pe la tanti mea la Tănase și mai îmi dădea 100 de lei, îmi dădea foarte mulți pe vremea aia. Și într-una din serile când mergeam acolo, m-am întâlnit cu un domn, îl chema Nicolae Sever. Era maestru de balet și secretarul de partid al teatrului pe vremea aia. Și mi-a zis, băi, Corone, dar tu ce faci? Și domnul Sever, eu sunt pe la opera, așa, încerc să intru, vreau să mă angajez. Ce să faci pe la opera? Să duci tava? Vino bă aici, te facem noi prin balerin la Teatrul Tănase. Salariul nu o să fie mare, dar oricum. Primul salariu al meu a fost 660 de lei, în 62. Erau bani destui. Și am stat eu și m-am gândit, zic, bă, dar ăsta mi-a promis că o să fiu prim balerin aici, la teatru. Hai că mă duc. Și m-am dus și m-am angajat la Tănase. Am stat eu pe acolo câteva vreme și a venit Sever la mine și mi-a zis, asta apropo de prim balerin, știi? Și mi-a zis, băi, Cornele, fii atent că trebuie să-ți faci și tu o normă. Că toți avem normă aici la teatru, știi? Și deci mie mi se pare ilar că într-un fel sau altul arta nu se poate cuantifica. Cert e că trebuie să intri și tu să faci ceva ca să justificăm salariul ăsta. Păi și ce să fac, zic eu? Păi uite, să intri la revista Cărăbuș. Era director pe vremea aia Nicolae Dinescu, care avea un hobby, era o plăcere a lui să reconstituie spectacolele de ale trupei Tănase de pe vremuri, știi? Și făcuse o revistă din asta Cărăbuș. Și m-am dus la prima repetiție și mă gândeam, zic, bă, tot mi-a promis prin balerin chestii, poate cine știe, poate fac și eu ceva acolo. În loc de asta erau
patru băieți în dreapta, patru băieți în stânga, care intrau așa, veneau în față, se desfăceau și cântau. Apare, apare revista Cărăbuș, apare, apare revista Cărăbuș. Mă întorceam și ieșeam afară. Asta a fost primul meu rol. Da, la, dar iată că îl țineți minte. La, păi, normal. Primul rol. Normal. Primul rol adevărat, îți dai seama. Nici vorbă de prim balerin. Prim balerin am devenit peste vreo 62. Prin 63, așa, mi-a făcut Sandu Fire, dacă ați auzit. Era un mare balerin, coregraf și dansator de step. Mi-a făcut un duo, așa. Apoi, în 65, am lucrat cu Oleg Danovski și am plecat la Paris. Am dansat un dans de-al Oleg Danovski de pe vremuri. Se chema Colanul din muzeu și era o poveste întreagă cu o englezoaică care se oprește, fură un colan de pe gâtul unei statui din muzeu, statuia învie, o omoară pe asta și așa mai departe. Și era un mare succes. Am dansat la Olympia, teatrul la care era patron și director Bruno Cocatrix, care a fost impresarul lui Edith Piaf, Aznavour, Beco și așa mai departe. Și am făcut un mare succes. După aia am venit în țară și la ceva timp m-am întâlnit cu Valeriu Lazarov. Ați spus un cuvânt magic, dar am să vă întrerup, pentru că avem un material pregătit legat de domnia sa și, de bineînțeles, de Alexandru Bocăneț. Și tocmai de aceea vă invit, dragii mei, să revedeți un fragment din Gala Lunilor. Revenim în studio și revenim la perioada intrării dumneavoastră în televiziunea română. Cum l-ați cunoscut pe Valeriu Lazarov și ulterior pe Alexandru Bocăneț? Valeriu Lazarov lucra cu Oleg Danovski. Și la un moment dat vine o maestră de balet, Adriana Dumitrescu, și îmi zice: bă, ar vrea să te vadă Valeriu Lazarov. Auzisem la televizor de Valeriu Lazarov, dar... Păi, de ce, doamnă? Păi, o să-ți explice el. M-am dus... cum se chema acolo? Molière? Da, primul studio al televiziunii române. Acolo era. Acolo m-am întâlnit cu Valeriu.
Și mi-a spus dacă vreau să fiu coregraful lui și să lucrez cu el. Îți dai seama că pentru mine era o chestie așa care că mi-a cam... mi-a cam învârtit capul. Și îți dai seama, i-am spus da. Uite, zice, dacă spui da, hai să clarificăm niște lucruri. Și eu stăteam și ascultam. Și el mă întreabă, unde ți-e caietul și pixul, creionul? Păi n-am. De acum când vii să vorbim despre meserie, trebuie să vii cu un caiet și cu un creion, ca să scrim clar pe hârtie ce avem de făcut. De atunci, toată viața, am umblat cu un caiet după mine. Și în ziua de astăzi, dacă mă scol și am mai multă treabă și sunt mai multe lucruri de făcut, eu mi le scriu repede. De atunci am rămas cu chestia asta. Dar astăzi aveți experiență de televiziune suficientă. Astăzi se mai procedează așa? Mai vin învățăcei cu creionul și cu pixul să scrie pe hârtie? Nu, azi e complet schimbat. Azi e complet altceva. Trăim o altă vreme. După mine lucrurile nu s-au schimbat în bine deloc, ci din contră. Astăzi dăm drumul pe net, ne uităm la Cirque du Soleil, vedem baletul, îl copiem de la A la Z, dar nu-i plagiat, că așa m-am văzut că se spune că nu-i plagiat, e la modă, și îl băgăm pe poș și îi dăm drumul. Cât munceați pentru Gala Lunilor să pregătiți o emisiune? Gala Lunilor se făcea în ultima duminică din lună, sau ultima sâmbătă, nu mai țin minte, sâmbătă sau duminică. Și termina emisiunea duminică seara, să zicem, și de-a doua zi luni începeam cealaltă emisiune și munceam de aici până la... Deci munceam 30 de zile... Pentru o emisiune. Pentru o emisiune. Existau și idei, existau și... și o anumită aplecare către meserie, o anumită dedicare. Astăzi, lucrurile din păcate nu mai stau așa. Totul este pe repede înainte. Obsesia directului în televiziuni, obsesia... lui aici și acum. Credeți că acest lucru a reușit într-un fel sau altul să deterioreze acea sclipire de profesionism care exista pe vremuri atunci când lucrați 30 de zile pentru o emisiune? În primul rând că hai să spunem lucrurilor pe nume. Se câștigau bani, mă, să știți. Un prim balerin, acum nu se câștigă bani? Un prim balerin de-al meu câștiga la o Gala Lunilor cam 4.500-4.800 de lei. Gândește că un apartament cu două camere în drumul Taberei costa 40.000 de lei. Deci în mai puțin de un an îți luai apartament. Îți luai un apartament cu banii aia. Erau imens de mulți bani. Și acum sunt bani mulți, dar numai... valoarea banului și așa mai departe, nu știu să... Apoi, dacă vrei să-ți dau un exemplu nefericit, după Revoluție, imediat, la vreo 2 ani, că vreo 2 ani am avut curaj să vin, după 2 ani am zis, hai mă duc și eu în România, am venit și Ovidiu Dumitru mi-a dat telefon și mi-a zis, păi da, nu vii și tu pe la... televiziune, am venit încoace și îmi zice hai că uite, lucrăm cu Eugen Dumitru și facem o emisiune, nu mai țin minte cum se chema, dar au fost vreo 5, 6, 7 emisiuni la rând și erau destul de interesante. Cel puțin din punct de vedere balet erau foarte... Numai că la emisiunile astea am avut prima experiență
ciudată și, mai bine zis, nefericită, apropo de noile timpuri pe care le trăiam. Am venit la o imprimare într-o zi și s-a întârziat, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar la un moment dat țin minte că un domn care nu făcea nimic, stătea pe acolo, după aia am aflat că era șeful sindicatului sau așa ceva, ne-a spus deodată: domne, să știți foarte clar, eu la ora 10 trag heblu. Eu am fost obișnuit în echipele în care am lucrat ca la ora 2 noaptea, 3 noaptea să nu mai chemăm mașiniștii care dormeau aici la recuzită, știi? Puneam mâna cu Bocănesc, cu Ovidiu, cu baletul meu, cu operatorii, puneam mâna pe decor, îl dădeam la o parte, îl puneam pe celălalt și trăgeam secvența următoare. O altă înțelegere, dacă e vorba asupra meseriei. Trebuia să... Și pe vremea aia trebuia tras heblu pe la 12, 11, 12. Eram deja la 3-4 dimineața și noi schimbam decorul. Cam asta era. Iar acum când ăsta mi-a zis: aia, eu la ora 10 trag heblu. M-am uitat împrejurul meu la ăștia, la Ovidiu, la Eugen și am zis: bă, dar cine e ăsta, mă, frate, de ne execută așa cu mitraliera în public? E, asta e diferența între vremea aia și vremea asta. Pentru că, vă spuneam la începutul emisiunii, avem foarte multe exemple. Am să vă propun să urmărim un scurt fragment din Bunăstarea domnule Wild, unde maestrul Cornel Patrichi semnează coreografia. Gentleman, e tot un gentleman. El își păstrează în toate prin ereditate un English style de demnitat. Un gentleman, rămân un gentleman. Iar dacă are din două pahare un plus de andren, o escapadă nu-i voie să se vadă. Chiar dacă în echilibrul ține doar bastonul, nu-și face de râs blazonul. Gentleman, must be a gentleman. El reprezintă o țară și trebuie să pară și de și momentan, e poate zbor, dar în lume acest renume. Gentleman, 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 e un superman. Țin să te anunț că eu chiar astăzi după masă din iubire am decis să mă botez. Să ce? Botez. Eu am reținut până și clerul de ștocmeală nu încape și nici n-am să abandonez. Abandonez. Să nu crezi că te flatez, dar îți declar că nu mai pot să te suport. Eu în schimb te simpatizez, dar recunosc că te prefer ca frate mort. Dar oricât am dori eu și oricât am regreta, e greu să spunem asta și eu și dumneata. Te cred. Of course. Because, 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 gentleman, e tot un gentleman. El își păstrează în toate prin ereditate un English style de demnitat. Un gentleman, rămân un gentleman. Chiar dacă are din două pahare un plus de antren, o escapa. Da. Nu-i voie să se vadă, chiar dacă în echilibrul ține doar bastonul, nu-și face de râs blazonul. Gentleman, must be a gentleman. El reprezintă o țară și trebuie să pară și den și mamă-mă-mă-mă-mă-mă-mă-mă. E poate snob, dar în lume acest renume. Gentleman, 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 e un superman. Mama,
renume. Gentleman, 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 eu Superman. Gentleman, eu Superman. Deci iată, gentleman, eu un Superman. De unde proveneau toate aceste idei? Atunci când începi să muncești la un musical, fiecare participant glumă la trafic își face un necesar și zice: domne, acolo la duetul Iordache cu Hosu, cu Gentleman, ar fi interesant un balet al Gentlemanului. Și atunci, pe lista aia, de început a muncii, scrie acolo Gentleman. După aia, apropo de bună seara, domnule Wald, domnule, cred că ar fi mișto la schimbarea gărzii la Buckingham să facem un balet cu cușmele alea imense, cu nu știu ce, și scrie acolo schimbarea gărzii. Și îți faci o listă întreagă. Și apoi când te întâlnești cu Ovidiu și cu Andu, zici: domne, uite așa, 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 așa. În clipa care se hotărăște că se face asta, compozitorul, în cazul de față domnul Henri Mălineanu, se e chemat și se spune: domnule, uite așa, așa, ar fi bine să uite chestia asta și mai departe. Și atunci, încet, încet, dintr-una într-alta, începe să se țese viitoarea pânză, viitorul goblen, știi? Cu multă creativitate, cu multă originalitate, cu mult suflet, cu talent. Și cred că mai sunt milioane de alte epitete pe care nu le pot înșira eu aici. Echipa asta a fost... Scuză-mă, te rog. Nicio problemă. Dar care ajung într-un final să dea o astfel de creație care rezistă peste timp. Deci, bună seara, domnule Wild, a trecut proba timpului și a trecut-o cu grație, a trecut-o cu foarte multă dragoste din partea publicului. La Notara s-au jucat, dacă țin eu bine minte, 600 și vreo 50 de spectacole. Asta deja e o cifră... impresionantă. Asta era, a fost o echipă adevărată. Mai există echipe adevărate astăzi? Echipe, în adevăratul sens al cuvântului. Arătați într-o noastră echipă în vreuna din televiziunile din ziua de astăzi. De ce credeți că s-au deteriorat atât de mult, în primul și în primul rând, relațiile profesionale dintre oameni? Eu personal nu văd în ziua de astăzi nicio personalitate puternică, cu adevărat puternică, a acestui divertisment de televiziune care să aducă ceva de valoarea lucrurilor pe care le vedem acum. Dar se străduiesc să o facă? Sau se mulțumesc cu ce e la îndemână? Înainte, aici în holul dintre 3 și 2, era o oglindă mare. Când nu mai puteam să mai ajungem acasă de oboseală, la 3, la 4 dimineața, ne culcam cu capul în oglinda aia, ne sculam dimineața și mergeam la teatru, la repetiție, știi? Aici era și casă, și masă, și la bufet era... La bufetul de sus era ciorbă de burtă, la prânz, era viață frumoasă. Acum nu știu să-ți răspund la întrebare. Cum s-au deteriorat atât de multe lucruri în societatea noastră? Și școlile de balet din România
Nu mai sunt ce au fost. Nu mai sunt ce au fost odată. Deloc. Eu am lucrat cu, de exemplu, cu Cotovelea, am lucrat cu Gelu Barbu, am lucrat cu Magdalena Popa, nu mai țin minte acum. Deci cei mai mari și cei mai în vogă dansatori prin balerina operei române. Azi nu mai există chestia asta. Profesorii, spre regretul meseriei, spre regretul nostru al tuturor, sunt balerini care n-au reușit în meserie și care s-au cantonat la școala de coreografie. Cred că aveți foarte mare dreptate și acest lucru se vede. Dacă, doar dacă ne concentrăm privirea asupra fragmentelor pe care le-am difuzat și ne gândim ce mai vedem astăzi în materie de dans pe la televizor. Dăm drumul la televizor și vedem ce se difuzează. Și atunci, într-un fel sau altul, această diferență este flagrantă. Înainte să mergem mai departe cu discuția noastră, vă propun un alt fragment. De data aceasta îi vom revedea pe Doina și Cornel Patrichi. Deci iată, exact ce ziceam, dansând în stradă, dansând unde se poate. Și iarăși remarcăm o bucurie, o plăcere extraordinară de a dansa și de a oferi celui care urmărește dansul, de a oferi o anumită energie, pentru că despre asta este vorba. Eu acum, urmărind, deși am mai văzut fragmentele respective, asta am simțit, o energie care pleacă din dans, din această mișcare, către cel care o urmărește. Asta și cred e meseria. Da, asta e meseria, dar acum există meseriași și există profesioniști. Există peste tot talente și oameni care nu au fost atât de înzestrați de Dumnezeu, într-un fel sau altul. Dacă mă gândesc la o altă... La o altă temă care pe mine mă preocupă, vedem cu toții că în ultima perioadă există o anumită explozie de emisiuni de tip talent show. Au oamenii care iubesc dansul și care se duc să înscriu la un astfel de concurs, au șanse reale să ajungă profesioniști în domeniul respectiv, au șanse să rămână cu adevărat niște maestri, să devină niște maestri? Ce să-ți spun?
Aveți experiență și atunci vin cu această întrebare tocmai apelând la experiența dumneavoastră. Există în tot ce caracterizează societatea de astăzi acest acum aici. Dacă nu acum aici, măcar mâine și așa mai departe. E, în meseria asta nu e așa. Adică, fiecare meserie are nevoie de un abecedar. Abecedarul acestei meserii se cheamă dansul clasic. Până și părinții nu mai au timp să dea copilul la dans clasic. El repede îl duce la dans sportiv, că la dans sportiv poate mâine, poimine, câștigă 2000 de lei sau 1000 de lei sau nu știu ce. Înainte nu exista balerin, dansator într-un teatru care să nu fi făcut dans clasic. Acum se face breakdance. Acum se face breakdance pe fereastra magazinului din Lipscan sau de nu știu unde. Îl întreb pe unul din ăsta, zici, îl întreb frumos, bă, da, arabescul 1, știi să-l faci? Să uite la tine ce e aia. Dar știe să stea în cap. Da, da, dar ăsta nu o să poată deveni niciodată un adevărat profesionist în meserie. El o să stea în cap. Sau o să mai inventeze și cu o mână, nu știu cum. Dar adevărat profesionist și meseria și meseria asta nu o să fie niciodată. Că poți să vii de pe stradă. Și înainte erau balerini buni de tot care veneau de pe stradă. Dar care, în clipa în care erau angajați într-un teatru, veneau la studii, învățau ce e aia badman tendu, ce e aia plie, ce e aia jeté și așa mai departe. Și încet, încet, în primul rând că fiind coregraf adevărat, trebuie să știi să vorbești cu cel din fața ta. Și acela din fața ta trebuie să înțeleagă ce spui. Eu pot să-i zic glisat jeté, indiferent că faptul că glisatul jeté ăsta nu este de dans clasic. E de dans modern. Dar ai un limbaj comun. Sau poți să-i zici fă așa sau fă ca mine, dar e deja o altă abordare a lucrurilor. Cum vedeți viitorul? Și când spun viitorul, mă refer la cei care dansează astăzi sau cei care vor să se îndrepte către dans. Nici nu știu ce să răspund. De-aia v-am și provocat. Nu știu ce să răspund, pentru că dacă înainte școala de balet era un reper solid, era un motiv să zici, domne, mă duc la școală și mi-au vreo 4-5 balerini și îi aduc la trupă. Acum, să-mi spuneți și mie unde te mai duci. Se poate face dans la fără frecvență? Nu, se poate. Sunt în toată țara asta, sunt, cred că sunt sute de școli particulare de dans, care, după părerea mea, fac mai mult rău. În clipa în care faci chestia asta ca amuzament, deci părintele își aduce copilul și zice, bă, eu fac cu el niște puțin pian acasă, face la școală franceză și eu fac cu el acasă engleză și eu o să-l pun să facă și puțin dans, așa, ca să aibă o ținută, să... Atunci e totul în regulă. Dar dacă
vin, ăștia merg la școală particulară și profesorul le spune, eu în 2 ani de zile vii fac balerin. Mai greu. Minciuna sfruntată e cumplită deja. Da, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, n-aș vrea să încheie această ediție înainte să revedem un ultim exemplu din Arhiva Televiziunii Române, în care îi vom revedea pe Cornelia și Cornel Patrichi. Pentru că am ajuns la finalul ediției de astăzi, trebuie să vă mulțumesc. Mi-a făcut o reală plăcere să povestim și să ne aducem aminte. Și mi-ar plăcea dacă aveți și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, intenția să veniți și la o altă ediție a emisiunii din Arhiva TVR. Da. Mi-a plăcut acest răspuns răspicat. Da, o să vin, cu mare plăcere, după ce vorbesc cu șeful vostru de producție. Cu mare drag. Este pe aici, prin studio. Și eu vă mulțumesc, dragii mei, că ați rămas alături de mine și de invitatul meu. Vă invit și sâmbata viitoare de la aceeași oră. Până atunci, rămâneți alături de TVR3 și de programele Televiziunii Române. Thank you.
goes by so slowly and time.